Haideți să începem cu bomba dimineții, știre bombă, Rapidul nu se mai oprește, oameni buni, atenție, da? Rapidul mai reușește încă un transfer de senzație. Acesta este breaking news-ul acestei dimineți în fotbalul românesc, cred că este al 8-lea transfer pe care Dan Șucu, Victor Angelescu, cu președintele Daniel Nicolae îl fac. Deci bombă, Rapidul s-a înțeles cu Rareș Pop de la UTA. Rareș Pop va fi începând de astăzi noul jucător al Rapidului pe o perioadă de 4 ani și jumătate. Din informațiile Fanatic, Rapidul va lăsa pe Rareș Pop împrumut în următoarele luni, deci până în vară la Rapid, iar jucătorul va semna un contract pe 4 ani și jumătate. Probabil că suma de transfer, nu avem suma de transfer încă, probabil că suma de transfer este undeva în jur de, mă gândesc, nu avem detalii, repet, în momentul de față, dar o să vă ținem la curent pe parcursul, pe parcursul emisiunii. O secundă, Mihai. O să vă ținem la curent pe parcursul emisiunii. Sigur, se vor afla și sumele la virgulă. Probabil că undeva în jur de 1 milion de euro este estimarea mea și cu coadă. Că nu cred că se mai fac astăzi, nu mai există transferuri care să nu aibă coadă. Deci, oameni buni, aceasta este bomba dimineții în fotbalul românesc. Dan Șucu nu se mai oprește, vrea să facă din Rapid o uriașă forță, așa cum a promis acest om de afaceri serios, care, iată, face o treabă absolut incredibilă la Rapid, pentru că au venit și rezultatele, pe lângă transferuri, iacăt au venit și rezultatele, victorie mare ieri la CFR Cluj. Rareș Pop, 4 ani și jumătate la Rapid, oameni buni, încă o bombă pe care o detonează Rapidul pe piața transferurilor, fereastră de transferuri care, dacă nu mă înșel, se închide mâine, dacă parcă așa știu că mâine se închide. Deci, practic, pe ultimii metri, Rapidul mai dă o lovitură și ea marea speranță a fotbalului românesc pe Rareș Pop. V-am spus, o să-l împrumute până în vară, o să-l lase la UTA ca să ajute UTA să-și atingă obiectivele, iar din vară se va muta cu arme și bagaje Rareș Pop la București. Da! Păi, în primul și în primul rând este o lovitură de strategie a celor care conduc Rapidul. Transfer tare, Mihai? Și-au asigurat regula U21 pentru 4 ani de zile de acum încolo. Borza și Rareș Pop sunt doi jucători născuți în 2005, ceea ce le asigură 4 ani de zile de liniște în jurul acestei reguli. Plus jucători de echipe naționale. Nu mai spun de valoare. Da. Deci e o îmbinare strategică aici, gândiri în perspectivă pentru ce ai nevoie din punct de vedere organizatoric și administrativ în fotbal, plus valoarea pe care o aduce din punct de vedere tehnic echipei. Bravo lor, îi felicit, mă bucur că aud astfel de lucruri. Are și o șansă mare că rămâne la UTA acolo și joacă până în vară, iar în vară se vor lupta pentru locul de U21, Borza cu Rareș Pop. Da, UTA care mâine joacă de la ora 17 cu Botoșani. Mâine are meci UTA. Deci, repet, bomba dimineții. Rareș Pop la Rapid, 4 ani și jumătate, unul dintre cei mai talentați și de viitor fotbaliști ai României, ajunge în clubul giuleștean, iar Dan Șucu chiar nu se joacă. A promis că face o forță din Rapid și se ține de cuvânt, ca să spun așa, cu prisosință din toate punctele de vedere. Băieți, mă rog, văd, dacă mă lași, Cori, te rog, da. 10 secunde. Este și logic ceea ce fac ei, pentru că din transferurile care le-am văzut eu, Recte, în ultima vreme, da? Petrila de la CFR Cluj, Krasnicii de la CFR Cluj, Rareș Pop de la UTA, toți sunt jucători de viteză. Toți sunt jucători de explozie, toți sunt jucători care atacă poarta. Și te pune pe gânduri, nu știu care ia hotărâre acolo în aceste lucruri, în aceste transferuri, dar este foarte logic ceea ce fac, după părerea mea. Adică în momentul în care jocul este închis, o să ajungem la ea și o să discutăm despre Cluj, mizez și pe valoarea individuală a jucătorului, care, de fapt, desface lacătul unui antrenor inteligent care în fața ta, nu știu ce îți opune. Și atunci duelul contra unul contra unul devine vital. Una dintre calitățile care trebuie să le ai este și viteza. Care e una dintre cele mai importante calități la ora actuală în fotbalul mondial. Viteza este probabil că toți sunt jucători de viteză. Da, Rareș Pop e jucător mobil de viteză. Petrila este jucător mobil de viteză. Borza este jucător mobil de viteză. Funșo, jucător de viteză, nu?
toți sunt jucători de viteză. Uh-huh. Am văzut că Rapidul a suferit în perioada în care a dispărut Petrila în partea stângă. Uh-huh. Foarte mult a suferit. Până să înceapă seria asta de 4 victorii legate. Nu, interesant, asta... e foarte interesantă gândirea. Ceea ce mi se pare... Da, vezi ce înseamnă că vezi, Mihai, dacă tu te pricepi, vezi, eu nu m-am gândit la asta. Nu mă pricep, voi vă gândiți. Nu, jur, eu nu m-am gândit la asta, dar ai dreptate. Își asigură curare și pop o liniște totală pentru următorii 4 ani. 4 ani de zile. Da. 2 jucători pasibili. Borza deja este selecționat pe la U21, dar da. Are dreptul să joace și turneul de calificare acum la campionat, pentru campionatul european U19. Rareș Pop este la U19. Nu știu dacă nu-l vor lua la U20. Bine, nu poate să fie la U20, că are competiție oficială. Nu știu dacă nu cumva îl vor lua la U21. Asta e treaba lui Pancu. Dar uite-te că 4 ani ai liniște. Nu te gândești. Aoleu, ce am pe bancă de jucător de 21 de ani. Poți să combini. Ai un fundaș stânga de 19 ani. Ai o extremă stângă. Vârf stânga, cum vrei tu să-i spui, de 19 ani. Și probabil că nu se vor opri aici. Eu sunt sigur că o să-și mai ia ceva. Eu cred că își vor lua și uite, o să vedem. Pe un mijlocaș central, tânăr. Mm-hmm. Sunt sigur de treaba asta. Știi vreun nume? Ai așa? Nu știu. Nasul tău sau da, zice? Da, îi simt că asta caută. Și știi vreun nume? Nu, mă gândesc și eu să văd pe cine o să aleagă, da, în zona asta. Mm-hmm. Pentru că... În momentul în care e regula asta U21, echipele sunt unele asigurate pe 2 ani. Cu jucători născuți 2002, care o să termine și ei peste 2 ani, nu? Formă încep ceilalți. Dar ăștia 2005 îți dau 4 ani de liniște. Da. 4 ani Florine, de liniște. Cobra, Rareș Pop la Rapid. Da, e o mutare de strategie care o face Șucu sau oamenii din club de acolo. Și Șucu, se vede clar, se pregătesc. Nu pentru următorul an, cum zice, uh-huh. pentru mulți ani. Dar e un transfer tare, după părerea ta? Da, este unul dintre jucătorii cu potențial din România și Rapidul se asigură sub 21, uh-huh. 4 ani de acum încolo uh-huh. și sigur, cum zice și Nemei, o să mai caute să-și mai ia ceva în mijlocaș uh-huh. central. Se potrivește, se va potrivi pe stilul Rapidului, pe jocul după Rapidului? Pentru că deja Rapidul începe să aibă un stil, asta e senzația mea. Păi, exact, toate transferurile care le-au făcut, toți... În afară de vârful central, sunt jucători de viteză. Este clar că Bergodi și cei din staff de acolo își creează un stil de joc care, o să, uh-huh. din punctul meu de vedere, o să țină foarte mulți ani de acum încolo. Uh-huh. Cum rezultate, a? Transfer tare, Cobra, Rareș Pop? Adică se poate... E o bombă, nu? Da, e o bombă. E un transfer, din punctul meu de vedere, foarte bun. Este bine că și-l lasă încă 6 luni de zile să joace, să mai prindă, capete puțină experiență, dar... Să vedem când o să ajungă la Rapid să joace, pentru că... Nu, eu zic că va juca. Mie îmi place foarte mult, să știi. E competiție cam tare acolo. Da, dar eu zic că va juca. Cu Petrila și cu toți care sunt acolo. Dar el crește, are 19 ani. Da, asta spun, că ei se pregătesc, o să crească foarte mult. Florine, lovitură? Da, clar, lovitură, pentru că va fi... Și normal, echipele puternice din campionat vor căuta mereu să ia astfel de jucători care au mare potențial de creștere.